Ioana. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Plecăm sau nu plecăm cu el? Bine ați venit, domnule. Vă așteptăm. Să rămână, vă mulțumim. Să trăiți multă. Mulțumesc mult de tot. Da, e bun. E cam un șah mic în... În tren, Sara, da? Ca o mare mai bună. Salutare! Bine ați venit! Ai fost celebru după vizită? Da. Da. Te-a dat TV-ul? Da? Se cunoaște. Bună ziua! Gata, haideți să nu plecăm cu întârziere. Lansare, da? Tragi. Hai, tren. Hai, Olguța, hai în tren, că aveam prins bilet. Da, păi nu mergeți cu noi? Să avem toți loc. Am promis în urmă cu o lună, cât da, avem? O lună, ați promis. Am promis că vin și că facem primul drum cu tren electric, tren românesc. Tren care arată mai bine decât orice alt tren din Germania sau din Franța sau din America și sunt absolut convins că de la Craiova o să plece foarte multe trenuri moderne. Acum face și locomotive, am văzut după 24 de ani în sfârșit se fac din nou și locomotive, se fac trenuri de care suntem mândri și eu o să fiu mândru să merg cu trenul făcut la Craiova, la Softronic, prin toată Europa. Haideți sus, dar să nu pierdem. Dar merge cu viteză mai mică decât ar putea. Din cauza șinei, nu din cauza trenului. Păi de-aia l-am adus pe domnul Șova, să facă și șina, că trenul avem. Păi ați fost cu noi, nu v-a plăcut? Realmente, nu că suntem în Oltenia, dar chiar... E un tren care arată la și merge la standardele cele mai înalte din lume. Am fost cu trenuri în alte părți ale lumii, în Franța, în Germania, în America și nu e cu nimic mai prejos trenul oltenesc. Și acum rămâne pe de o parte să reușim să dotăm companiile cu cât mai multe asemenea facilități. Pe de altă parte, și aia e partea mai grea, să facem și infrastructura feroviară la nivelul unor asemenea trenuri. Că, bun, e ca la partea rutieră. Mașini facem și la Dacia, și la Ford, și la Daimler mașini ca în Occident, dar nu avem drumurile ca în Occident, lucrăm la ele. La fel va fi și cu trenul. Și, da, eu oricum sunt foarte mândru de faptul că după 25 de ani la Craiova se fac din nou și locomotive și trenuri. Și uite, am venit la Caracal cu trenul să-mi găsesc prietenii aici, să le urez succes. De când ați mers cu trenul? În România n-am mai mers de mulți ani, de foarte mulți ani. Cel mai mult am mers în armată, că vă dați seama, București, Lugoș, am învățat toate trenurile și cel puțin drumul ăsta pe aici l-am învățat. Însă așteptam trenul cu asemenea condiții, dacă un asemenea tren va merge spre Constanța, spre Iași, spre Brașov, vă asigur că foarte mulți, ca și mine, vor decide să meargă cu trenul, nu cu mașina. L-ați comparat cu un F-16? Păi este un, la nivel tehnologic, cum este F-16-le în rândul avioanelor militare, așa este acest tren în rândul trenurilor, doar că e o mare și uriașă și importantă diferență. Asta este made in România, ceea ce pe bună dreptate chiar merită felicitat. Haideți sus să nu rămânem pe jos. Este ceva probleme pe Dunăre din cauza viitorii? Am fost împreună cu domnul vicepremier Dragnea, de aceea am ajuns în ultimul moment și am prins trenul. Am fost împreună la porțile de fier, ne-am văzut cu specialiștii de acolo. Nu este nimic care să ne îngrijoreze în acest moment. Situația e sub control, dar până nu trec toate pericolele, nu se relaxează nimeni. După câte necazuri și distrugeri și pierderi de vieți omenești au fost în Amonte, în Serbia, vă dați seama că trebuie să fim extrem, extrem de atenți și de prudenți și toți sub coordonarea domnului vicepremier Dragnea și-au făcut datoria, eu am fost să-i felicit, dar să le spun că până nu trec și următoarele pericole cu viitorile, să nu se culce pe ureche. Mulțumesc și drum bun celor care pleacă la Craiova. La revedere! Mulțumesc!
La mine sau pe domnul? Pe cine așteptați? Ne-am venit la Rușine TV. Da, pe mine? Da, pe ziua, bună ziua. Cum vă cheamă? Ela? Ce copii frumoși aveți pe aici. Mulțumesc. De asta le duc Dacianei, da? Da. Mulțumesc mult. Mult succes, Igor. Mulțumesc mult. Bună ziua, bună ziua, bună ziua, bună ziua. Ce pâine bună. Vi l-am adus pe aici să-l mai vedeți, da? Da, primar. Da, de unde? Domn ministru. Da. Domnul Șova. Vino, zi. Gara asta, uitați-vă cum arată. Facem și noi aici o investiție. Hai, zi ce faci pentru gara, că nu ne lasă să plecăm. De-aia programele europene. Nu ai ascultă? Nu, că nu ne lasă să plecăm. Zi ce faci pentru gara. Am înțeles cu programele. Zi gara de la Roșiori. Zi exact. Zi acum la gara de la Roșiori. Zi că primarul te registrează. Mă las pe stânga. Te înregistrează primarul. Tu ce crezi? Deci modernizăm și noi gara asta? Da. Păcate, e mod important, cale ferată, oraș frumos, oameni muncitori. Zida, greu s-a lăsat. Greu s-a lăsat. Da. Gata, a avut loc un incident la Constanța. Președintele Băsescu a fost cuipat de un tânăr. Cum vi se pare acest gest? Nu mă puneți să comentez ceva ce nu cunosc. După cum știți, ați fost cu noi în trenul oltenesc care a ajuns la Roșiori și la București și mă bucur foarte tare de ceea ce avem acum. Restul lucrurilor nu vreau să le comentez, că nu le cunosc. Dar cum vi se pare gestul în sine să scrie un președinte? Nu. Gestul în sine mi se pare un gest reprobabil. Întotdeauna, făcut din partea oricui la adresa oricui. Da? Suntem totuși oameni civilizați și chiar și când avem ceva cu adevărat de reproșat, nu o facem în felul ăsta. Deci, categoric, gestul e reprobabil, nu știu mai mult ca să pot să mă exprim mai mult decât atât. Am auzit de la dumneavoastră, cu atât mai tare mă bucur însă că eu sunt cu colegii și ne vedem cu oameni care ne așteaptă cu brațele deschise, dar ne așteaptă și cu proiecte. Și dacă l-am strâns din toate părțile pe domnul Șova să zică că o să repare gara din Roșiori, acum să avem grijă să nu uite când se urcă în tren. Da? Mulțumesc mult de tot. Sănătate, numai bine, la revedere. Să trăiți. Gata, plecăm. Dacă uită, luați filmarea, da? Și veniți la mine. Domn președinte, să-mi dați vezi bune. Sigur. Sănătate, numai bine. Numai bine, să fiți sănătoși. Domnul Dragnea. Mă uităm. Mulțumesc, sănătate. Numai. Hai, sănătate, succes! Ziua, succes mult de tot, la revedere! Să avem ce mâine! Să avem toți, haideți sus! Haideți! Gata, gata!